Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi, dragii mei, efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de marți, 15 septembrie 2020 și vom extrage trei cărți din setul ceștii de ceai, reprezentând trecutul, prezentul și viitorul. Veți vedea cu care din aceste mesaje rezonați și cum vă veți putea ajuta de recomandările primite pe parcursul zilei de marți, în funcție de situația prin care treceți fiecare dintre voi, desigur. Și dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. De asemenea, această citire se aplică pentru oricine se regăsește în mesaje, pentru cei singuri, pentru cei într-o relație, pentru domn, doamne, domnișoare, deci pentru absolut oricine. Iar piatra noastră pentru ziua de marți binecuvântări. Deci ieri am avut încredere și să crezi în ceva anume și astăzi avem binecuvântări. Veți vedea cum rezonează aceste binecuvântări sau acest cuvânt în cazul vostru și, bineînțeles, să mulțumiți și să fiți recunoscători pentru toate binecuvântările pe care le aveți în viața voastră. Și acum haideți să vedem și cărțile. Prima carte, Visele devin realitate. Cea de-a doua și prezentul vine cu binecuvântările de la Flori. Ia uitați-vă, binecuvântări, binecuvântări. Da? Și piatra ne spune același lucru. Iar cea de-a treia și viitorul vine cu afecțiune distantă sau distanțare. Haideți să le luăm pe rând. Visurile devin realitate sau visele devin realitate este pe poziția trecutului și vine cu indiciile fericire, bucurie, multă armonie. Vedeți cuplul din imaginea noastră, se bucură și se simte recunoscător și binecuvântat că se află în această relație. Iubire, de fericire, multă și o adevărată conexie de iubire este între ei. Multe, multe steluțe și flori, ceea ce semnifică abundență, fericire, strălucire, bunăstare în această relație. Deci fiecare veți ști în ce sens sau care vise ale voastre devin realitate. La unii dintre voi se poate să fie din zona iubirii, la alții din zona financiară, la alții din diferite zone, dar visele devin realitate. Dar să vedem ce spun cărțile mai departe, pentru că aceasta este pe poziția trecutului, da? Deci, e trecut, e pe poziția trecutului, înseamnă că a fost ceva, cândva, nu de mult. Următoarea carte este binecuvântările de la Flori, ceea ce vine de asemenea cu abundență, cu noroc, bogăție, bunăstare, vise care devin realitate. Deci exact ceea ce ne spune și această carte, chiar dacă este pe poziția trecutului, această energie se prelungește, da? Binecuvântările de la Flori sau această carte aduce mesajul norocului și a bogăției, a bunăstării și a sănătății și orice dificultăți s-ar putea să experimentezi, se poate restaura, se poate aduce un echilibru în aceste dificultăți și probleme pe care le întâmpini, iar această carte îți spune că Universul este de partea ta. Deci să fii fără grijă, orice dificultăți sau probleme întâmpini, pentru că este pe prezent, se pot rezolva cu ajutorul Universului care este de partea ta. Deci trebuie să știți că orice carte nu tocmai pozitivă
dacă se află lângă această carte, poate să răstoarne situația. De ce vă spun acest lucru? Pentru că următoarea carte nu este tocmai pozitivă, este, se vede că este o distanțare între voi, fata stă cu spatele la el, dar având această carte lângă ea, totul se poate răsturna în direcție favorabilă. Și haideți să vedem ce ne spune afecțiunea distantă. Aceasta vine cu indiciile distanțare, separare și afecțiunea dispare. În această carte, ea este cu spatele întoarsă la el, vedeți cartea, și totuși el încearcă să-i să o convingă de ceva sau să-i spună anumite lucruri, dar ea, postura corpului ei și distanța pe care o afișează ne indică faptul că ea nu mai este dispusă să-l asculte și nu mai este interesată la vorbele lui, pentru că a avut timp până acum să îi arate fapte, nu numai vorbe. Deci această chestie ne spune sau ne arată o deconectare dintre ei doi, ceva a făcut-o pe ea să fie așa distantă și așa de supărată, dar încă afecțiunea există și chiar iubirea, pentru că ea este toată îmbrăcată în roz și cu flori, multe flori pe cap, sau o floare mare pe cap și multe flori pe rochie și în jurul ei. Asta înseamnă iubire și afecțiune. Deci, încă există, dar el a dezamăgit-o în vreo fel anume. Voi veți ști cum rezonează în situația voastră acest mesaj sau această carte. S-ar putea ca pentru unii dintre voi această situație să fie doar o distanțare fizică. Deci să fiți departe unul de celălalt și atunci fiecare vă veți simți, desigur, fiecare dintre voi vă veți simți puțin supărați, triști și frustrați în același timp, pentru că nu puteți fi aproape unul lângă celălalt ca să vă dedicați total, 100% unul celuilalt. Dar având această carte lângă, indiferent cum stă situația, fie că este o distanțare fizică, fie că este o distanțare sentimentală, deci afectivă, această carte vine cu ajutorul Universului care este de partea ta și poate să răstoarne situația și să vă aducă împreună unul lângă celălalt, sau poate să rezolve sau voi cu ajutorul acestor mesaje și cu Universul fiind de partea voastră să reușiți să vă rezolvați problemele pe care nu ați reușit să le rezolvați până acum și să fiți fericiți, pentru că aceste vise spun că devin realitate sau au devenit realitate deja, pentru că e pe poziția trecutului. Dar aceste două împreună este pozitiv, pentru că chiar dacă aceasta este negativă, aflându-se lângă binecuvântările de la Flor și de la Univers, răstoarnă situația și poate să o facă pozitivă. Permiteți un spațiu sau permiteți, alocați ceva timp pentru a te vindeca, a reflecta, mai ales dacă ești supărată pe tânăr sau invers, să vezi ceea ce îți spune inima, să-i vezi într-adevăr, ascultă-i discursul sau ce are să-ți spună, gândește-te, nu-l respinge din prima și vezi ce-ți spune inima. Dacă simți că mai are continuitate această relație sau dacă nu se mai poate relua sau reface nimic, dar eu totuși sper că și simt că cu ajutorul acestei cărți din mijloc totul se poate rezolva în favoarea voastră sau înspre bine, nu înspre rău.
Deci, dacă reușești să te vindeci și să-ți clarifici gândurile și sentimentele pe care le ai în sufletul tău, vei reuși să iei o hotărâre. Da, și această hotărâre, desigur, tu știi din sufletul tău care va fi. Deci nu vă temeți, Universul este de partea voastră, aveți binecuvântări de jur împrejurul vostru, trebuie doar ca voi să fiți în primul rând sinceri cu voi înșivă și apoi cu cei din jurul vostru, dar am spus cu voi înșivă în primul rând pentru că voi trebuie să știți ce vă doriți pe mai departe și ce vă spune sufletul vostru și inima voastră. Visele devin realitate, binecuvântări de la flori și de la univers, afecțiune distantă sau distanțare fizică și iarăși binecuvântări de la piatră. Deci eu văd un mesaj per total pozitiv, chiar dacă sunt probleme și dificultăți, așa ne spune și această carte. Cu ajutorul acestei cărți și cu ajutorul destinului și al universului, toate problemele și dificultățile se pot rezolva și se poate aduce înapoi echilibrul în relația voastră, pentru că este vorba de relație. Aici avem doi tineri, aici avem doi tineri și în mijloc sunt binecuvântări. Fiecare veți vedea cum rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea ajuta de recomandările primite pentru ziua de marți, 15 septembrie. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici, sunteți frumoși, fiecare în felul vostru. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!